Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Marius Creța, vă invit să urmăriți și în această seară ediția specială aici la 7 TV. Vreau să vă mulțumesc pentru început, pentru că ne sunteți aproape, pentru că sunteți aproape de A7 TV. Am realizat în ultima perioadă din ce în ce mai mult că s-a constituit o comunitate importantă în jurul acestui proiect, un proiect îndrăzneț pentru piața media din România și de aceea vreau să vă mulțumesc pentru că dați un like paginii noastre, pentru că vă înscrieți pe canalul de YouTube sau pentru că urmăriți programele noastre și reacționați. E adevărat, uneori ne criticați și vreau să vă mulțumesc și pentru observații, pentru critici, pentru ceea ce vi se pare că nu e ok aici la 7 TV. Alteori ne apreciați și vă mulțumim pentru încurajări și pentru comentariile pe care ne le transmiteți. De asemenea, am înțeles că acest post este urmărit în Statele Unite, în Canada, în Europa, Spania, Italia, Belgia și alte țări. Așa cum spuneam la început, e o comunitate din ce în ce mai importantă în jurul acestui proiect și țin tare mult să vă mulțumesc și să apreciez că ați decis să vă alăturați acestui proiect prin felul în care vizionați programele noastre. E bine, pentru cei din diaspora și nu numai, pentru cei care sunt în țară, în seara aceasta vom pune în dezbatere o temă delicată. Dacă vreți, o dilemă. Ce să faci? Ce să facem? Rămânem în țară sau plecăm din țară? De ce unii au ales să plece din România și să se stabilească într-o altă țară, fie în Europa, fie oriunde altundeva în lume? Și de ce alții au decis să rămână aici, indiferent de problemele pe care le întâlnim, fie în viața de zi cu zi, fie la nivel macro în societatea românească? Despre ce se întâmplă cu adevărat cu românii, de ce unii pleacă și de ce alții rămân în țară, vom discuta cu invitații noștri din această seară. Bună seara și bun venit, Gabriela Bejan. Bună seara și bine v-am găsit. Apreciez că ai acceptat invitația noastră. Gabriela este antreprenor. Da, mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur să fiu alături. Bună seara și bun venit, Ovidiu Lungu, manager Spitalul Monța. Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație. Și apreciez că ai acceptat invitația noastră din această seară. Cu mare drag. Și bună seara lui David Bunaciu, sociolog. David, bine ai venit aici la 7 TV. Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru această invitație. David este asistent universitar, doctor la Facultatea de Sociologie din București. Doctorand. Încă nu este doctor. Da. Haideți să începem cu câteva date, pentru că este un punct de plecare important în această dezbatere. Înainte însă am să rog pe cei care ne urmăresc, dacă binevoiți, să dați un share acestei emisiuni pe pagina de Facebook Ne-am bucurat, pentru că am vrea să ajungă dezbaterea aceasta în cât mai multe case, dacă vreți, în cât mai multe vieți. Avem pentru început un carton grafic, așa cum am obișnuit, și haideți să vedem ce spun datele statistice despre România cu privire la această chestiune a emigrării. Potrivit Eurostat, în cazul României, 21,4% din cei aflați în grupa de vârstă 20-64 de ani au părăsit țara, proporție semnificativ mai mare decât în Croația, unde avem 15,4%, Lituania 14,5% sau Bulgaria 13,3%. La nivelul Uniunii Europene, media a fost de 3,9%, adică de 5 ori mai mică decât în cazul României. Cele mai mici valori s-au înregistrat în Germania, 1%, și în Marea Britanie, 1,1%. Țara noastră se situează pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește trendul plecărilor din țară, cu o creștere de 11,8% în ultimii 10 ani. Sursa adevărul.ro. Să ne îngrijoreze aceste date sau să ne bucure? Ce părere aveți? Te rog, Ovidiu. Cred că în contextul politico-economico-social pe care îl trece țara noastră, aceste cifre sunt nu normale, dar sunt cât se poate de apropiate de realitate. Fenomenul migrației a existat dintotdeauna, din cele mai vechi timpuri, doar că nu au migrat niciodată popoarele care au dus-o bine, au migrat popoarele care au dus-o rău. Statistic vorbind, noi nu suntem pe primul loc negativ vorbind doar la aspectul migrației sau
a faptului că românii părăsesc țara. Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană din ceea ce privește corupția, în ceea ce privește sărăcia, în ceea ce privește cel mai mic salariu mediu pe care l-are cineva, în ceea ce privește numărul de toalete pe care încă l-avem în fundul curții și așa mai departe. Prin urmare, având în vedere că foarte mulți de-abia au ce să mănânce de pe astăzi pe mâine, nu mă miră că își caută un trai mai bun. Și aș putea să justific oarecum acest fenomen și aceste cifre prin acest fapt. Bine, mă gândeam că ar fi trebuit să discutăm despre o anumită creștere, poate după Revoluție sau după la 10 ani de la Revoluție, atunci avem o anumită istorie după anul 1989 și am spune, măi, să ne mai oprim o dată. Sunt 4 milioane de români care au plecat din țară, sunt în alte zone. Unele date spun că ar fi 7 milioane. Te rog. Ultimele date statistice care au fost scoase la iveală anul trecut susțin faptul că, de fapt, trăiesc 10 milioane de români în afara țării, dintre care 6-7 milioane în diaspora și restul în locuri istorice, cum ar fi în Moldova sau cum ar fi în Ungaria. Este o cifră cutremurătoare și, având în vedere trendul acesta care este în continuu în creștere, singura întrebare pe care am putea să ne o punem este dacă se va opri vreodată. Gabriela? Eu cred că o să fiu așa nota discordantă în această discuție și în această conversație. Sunt tineri, exact. Așa că chiar o să văd cum gândesc cei care normal sunt curioși. Că nu vorbesc nici din perspectiva de, nu știu, de om politic sau de sociolog sau de, om care are poate mai multă experiență în zona asta de instituții publice, ci pur și simplu ca un antreprenor și poate că, nu știu, cetățean al acestei țări. Ce pot să spun este că am o vagă impresie că în comparație cu perioada de imediat de după 89, da, oamenii acum au o altă deschidere spre nou, în primul rând. Avem toată tehnologizarea și toată digitalizarea industriei în sine, a societății în sine, și atunci suntem mult mai expuși la ceea ce înseamnă străinătate, la ceea ce înseamnă în afară, la ceea ce înseamnă ideea de a pleca și de a munci sau de a trăi într-o altă țară. Și atunci cred că este oarecum firesc ca oamenii să fie mai exploratori decât altă dată și să vrea cel puțin să vadă cum este să lucrezi în afară sau să-ți faci un trai care nu e în România. Cu siguranță este îngrijorător, în schimb, mai ales dacă vorbim despre oameni care pleacă și nu se mai întorc. Parțial de acord, într-adevăr, este doar un punct de vedere și reprezintă un fapt, să zic așa. Dar sunt și oameni care, dacă vă uitați în ultimii 2 ani de zile, când au fost acele mișcări de stradă în Piața Victoriei, foarte mulți au ales să plece, cei din pătura tânără, în acele momente din țară. Nu doar contextul că ai acces la informație, la tehnologie, la o viață mai bună, ci pur și simplu contextul social pe care îl determină activitatea politică a țării te poate determina să vrei să treci într-o țară mai civilizată. Am prieteni, cunosc oameni care au preferat să meargă pe un salariu mult mai mic în afară, dar să trăiască într-o țară mai civilizată și unde nivelul de siguranță este mult mai mare. Nu neg faptul că în acea perioadă și eu m-am gândit foarte, foarte atent să renunț la ceea ce am aici și să încerc să iau de la capăt din aceste motive. Pentru că instabilitatea politică, contextul social, faptul că de 30 de ani noi nu reușim să ne adunăm, noi suntem dezbinați ca națiune, noi suntem dezbinați ca familii, ca și concept. Ideea de patriotism la noi este doar un drapel pe care ceva îl flutură, dar nu are nici sens, probabil, nici conținut. Da, probabil că nu există. Nu știu date statistice, nu știu câți din cei care au ieșit în Piața Victoriei sau care au ieșit la proteste au plecat după, ce s-a întâmplat după. Cert este că nu e neapărat o soluție să pleci într-un moment de înverșunare sau de furie maximă. Poate asta este ceea ce ar trebui temperat la nivel politic. Cu siguranță sunt multe motive pentru care am putea să plecăm sau pentru care alții ar putea să plece. Nu știu însă câți au făcut-o atunci. Din păcate chiar nu am niciodată statistică să vedem câți din cei care au protestat. Haideți să ne uităm pentru început, o să intrăm în detalii în dezbaterea aceasta, pentru început la aceste date statistice care vorbesc de la sine. Da? Discutăm despre o creștere de 11,8% în ultimii 10 ani. Pleacă din ce în ce mai mulți români. Asta este o primă concluzie. Grupa de vârstă, 20-64 de ani. Sunt tineri și deja, uite, și adulții și vârstnici încep să plece din țară. Cum vedeți voi, ca tineri, peisajul acesta, imaginea aceasta pe care ne-o arată statisticile? Mai mult decât atât, în raportul ONU din 2016, suntem pe locul 2 după Siria cu privire la migrația popoarelor.
Înțelegem că în Siria a fost război și încă acolo sunt tensiuni și situația nu este așezată sau nu a fost așezată cum trebuie. În schimb, la noi, românul vrea să plece mai ușor, vrea să scape de țara lui, nu e așa de patriot? Cum vedeți voi lucrurile? Eu, unul, nu cred că ține vorba de patriotism, sincer să fiu. La modul, după 2005, când s-au eliberat granițele, atunci a început trendul să înceapă. Toată lumea neavând nevoie 2007, de viză. 2007, da. În 2005, din 2005 s-a început trendul. Ok. Neavând nevoie de viză pentru a părăsi, atunci a pornit primul val. Trendul este în continuare creștere prin puterea exemplului, pentru că, să zicem că, presupunem că facem parte, eu stau într-un sat mic, Eu îl văd pe vecinul că a plecat în străinătate. Și el tot trimite bani, adună și tot trimite bani. Și văd cum casa lui se dezvoltă, cum copiii lui au un trai mai bun, cum are nevasta o mașină mai nouă. Și ce zic? Băi, ce idee bună, hai să plec și eu. Și tot așa și tot așa. Și trece timpul și din ce în ce mai multe exemple. Acum sunt de acord și cu colegul Ovidiu că motivul banului nu este motivul esențial. Dar totodată nu corelesc cu patriotismul. Eu... Dacă ții la țara ta și la pământul tău strămoșesc, unde discutăm de istoria națiunii tale, de ce să renunți așa de ușor? Că vezi vecinul care are o casă mai bună sau o mașină mai frumoasă? Fiecare dintre noi avem motivații diferite. În momentul în care nu poți să dormi noaptea de foame și știi că copilului tău îi lipsesc atât de multe lucruri, poate te gândești și la opțiunea respectivă. Deși, din păcate, cei care au avut cel mai mult de suferit din toată această poveste au fost copiii. Noi avem o generație de copii care au fost crescuți de către bunici din acest motiv. Părinții au plecat, s-au dezbinat foarte multe familii, inclusiv din cadrul bisericilor creștine, care și protestante și neoprotestante, care au preferat să plece pentru un trai mai bun, nu s-au mai întors, ceilalți n-au putut să-și unească familie în afară și atunci copiii s-au trezit că sunt crescuți de către bunici. Acum, eu cred că, dincolo de toată povestea aceasta, motivația fiecare dintre noi e diferită. Dacă vă uitați la părinții care au un statut financiar foarte bun, își încurajează foarte mult copiii să învețe și să aplice la burse la universitățile din afara țării. Aici într-o categorie foarte largă de studenți eminenți, de copii foarte buni la învățătură, care preferă să plece să lucreze, să studieze în Franța, în Anglia, în Italia, în Germania și de ce nu în țările nordice. Și mai mult decât atât, țările nordice oferă copiilor studii gratuite și studenților studii gratuite. Și atunci, automat, ești tentat să vrei ca copilul tău să trăiască într-o lume mai bună. Exact la ideea asta vreau să ajung și eu. Este vorba de ce oferă cealaltă țară față de ce oferă țara mea. Eu mă consider o persoană foarte patriotă. Aici m-am născut, aici vreau să mor. Însă în această călătorie a vieții mele, nu mă voi ține legat de un loc care nu are de gând să-mi oferă o infrastructură ca lumea, un sistem medical ca lumea. Nu, de ce? Eu aș zice că văd lucrurile poate un picuț mai simplu, sunt de acord cu ambele opinii și anume că aș vedea cumva două categorii. Sunt oamenii care pleacă în afară și aleg să părăsească România din niște motive foarte simple, pentru că găsesc joburi mai bine plătite, pentru că au un salariu mai mare, pentru că își pot întreține familia mai ușor, pentru că altă soluție în țară nu există. Și vorbesc aici de cei din, nu știu, din sate, din orașele mici din România. Deci nu vorbim de centre universitare, nu vorbim de orașele de, mă rog, cu business-uri puternice, cu corporații mari prezente acolo. Și apoi mai există categoria asta a programatorilor, a specialiștilor în diverse domenii, a profesioniștilor, care efectiv aleg să meargă în afară sau să plece într-o altă țară, din simplu motiv că acolo există alte oportunități, că societățile de acolo sunt mult mai dezvoltate. Asta nu înseamnă că nu suntem și noi neapărat pe un trend, dar este altceva, este cu totul și cu totul altceva. Și unul din motivele principale este că merg să studiez acolo și în momentul în care mergi și studiezi acolo și cunoști o altfel de societate, este imposibil să nu le pui în balanță și să nu compari și să vezi ce primești pentru aceeași contribuție în România și ce primești pentru aceeași contribuție într-un alt stat din afară. Discutăm totuși corect. Te rog, Ovidiu. Poate accepți mult mai ușor ideea că vei fi întotdeauna un străin printre străini. Exact. Dar ești conștient de faptul că nivelul de viață pe care
care îl ai acolo, dacă reușești, bineînțeles, să reușești parte din familie cu tine, este altul. Eu nu mai cred în ideea de să nu mă credeți că nu sunt patriot. Sunt patriot, doar că eu înțeleg patriotismul cu totul altfel. Nu cred că trebuie să mor sau să trăiesc în țara aceasta. Noi trăim într-o lume unde libertatea de a circula este esența supraviețuirii în momentul de față. Cred că Europa tinde să distrugem aceste granițe, diferențe și delimitări. Ceea ce este important este să ne uităm rădăcinile, să ne păstrăm tradițiile și datul strămoșesc împreună cu, în suflet, ca să zic așa, și atunci pot să fiu român inclusiv în diaspora și să trăiesc românește sau să simt românește. Și într-adevăr nevoia de a veni și de a vizita familia rămâne în permanență întotdeauna, dar dincolo de asta. Voi ați amintit câteva categorii profesionale, cei din IT, medici, oameni care s-au pregătit aici în țară și care pleacă în sănătate pentru că văd o oportunitate. Însă, dacă ne întoarcem puțin în trecut, au fost meseriașii României care au plecat și care astăzi sunt în Italia, în Franța sau în alte zone și încă lucrează ceea ce, aș spune, băștinașii sau cei din țara respectivă nu fac, nu vor să facă. Muncile de jos, la curățenie, în construcții sau în... Nu vreau să jignesc pe nimeni. Respect pentru toți cei care și muncesc. Și sunt meserii de care avem nevoie ca de apă. De care avem nevoie. Însă, acum spuneți că pleacă doar cei care fac studii sau cei mai mulți sunt cei care fac o școală aici și după aceea pleacă din țară. Nu, cred că e unul din sau e o categorie de persoane care astăzi sunt mai inclinate să plece și poate ăsta este și motivul pentru care datele statistice sunt în creștere, libera circulație despre care povesteam mai devreme. Pur și simplu e mai simplu să pleci. Dacă ne gândim la zborurile de avion, da, sunt mult mai accesibile pentru toată lumea. Putem pleca într-o vacanță, putem pleca pentru 2 săptămâni. De ce să plec pentru... Păi, tocmai, putem, plecăm mai mulți în vacanțe, vedem mai mulți ce se întâmplă în afară, ne place mai mult acolo, dar ca să revin la întrebarea de mai devreme, problema nu mai este, dar de ce pleacă? Deci să schimbăm un pic perspectiva sau poziționarea discuției. Problema este acum cum îi aducem înapoi pe cei care au plecat. O să ajungem și acolo, o să ajungem și acolo. Dacă vă plimbați prin București, cel puțin vara și toamna, și vă uitați la muncitorii care reabilitează blocurile, o să vedeți că foarte puțini dintre ei mai sunt români. Mulți dintre ei sunt vietnamezi, filipinezi, tailandezi și așa mai departe. Adică meseriașii noștri, într-adevăr, nu mai sunt. Și dacă e să cauți un instalator sau un electrician în momentul de față în București, este foarte greu. Nu înseamnă că găsesc un vietnamez, dar ce vreau să spun este că, într-adevăr, mulți dintre cei care au o meserie foarte bine plătită au preferat să meargă în afară să facă lucrul acesta, pentru că una e să fii plătit aici cu 1.500-2.000 de lei și alta e să primești acolo 2.000-3.000-4.000 de lire sterline. Eu am fost plecat anul trecut de sărbători, am preferat să merg în Londra. Nu a fost cea mai bună alegere pentru mine să-mi petrec sărbătorile acolo, dar nu din motiv că erau toate magazinele închise. Am simțit o neplăcere, un dezgust în momentul în care am trecut pe Westminster Bridge și erau grupuri întregi de români care practicau jocurile de alba neagră. Erau cel puțin 40-50 de persoane care încercau să înșele celelalte persoane care erau simpli privitori. Putem să privim și această latură a diasporei, care a preferat să plece din țară ca să facă un ban la negru mult mai ușor decât îl fac aici. Și din păcate acest lucru ne face cinste. Și numărul lor este destul de mare. Adică dacă mergi în Anglia sau în Franța, o să te sperii de numărul celor care fac mici infracțiuni și care sunt observați de către toți trecătorii. Sunt polițiști care sunt îmbrăcați în civil, se infiltrează între ei, încearcă să-i disperseze. Este foarte greu să-i controlezi și atunci normal că imaginea ta ca român în diaspora este greu afectată. Eu călătoresc destul de mult și mi s-a întâmplat de foarte multe ori, cel puțin în Europa de vest, în momentul în care sunt întrebat de unde ești și spun că sunt român, atitudinea celui care te întreabă se schimbă complet. Mai puțin în Portugalia, care ei chiar ne iubesc și ne acceptă așa cum suntem. Dar în schimb în Anglia, în Franța, în Germania, atitudinea față de români, în special, este una... Totuși sunt și oameni români de-ai noștri care au făcut nume bun acestei țări. Dar nu se văd așa de ușor cum se văd infractorii. E o tendință a presei de a scoate în evidență infractorii sau
Cred că este o tendință a dezbaterilor în general să scoatem în evidență doar sau mai mult lucrurile negative decât cele pozitive. Dacă ne referim, de exemplu, la industria de tehnologie, la domenii precum marketingul, precum zona asta de IT&C și nu numai, chiar și zona financiară, financiară economică, acolo sunt foarte mulți specialiști, foarte, foarte mulți români care sunt plecați în afară și care nu doar că fac cinste, dar sunt oameni extraordinari, adică chiar schimbă ceva sau chiar contribuie la inovații globale. Și sunt destul de mulți. Însă eforturile pe care ei trebuie să le facă în comunitățile din afară pentru a dovedi calitatea lor umană este mult mai mare, având în vedere contextul acesta. Credeți-mă că am colegi care sunt medici sau care sunt asistenți și care lucrează în afară, care ar dori să se întoarcă în România și nu o fac în primul rând din cauza sistemului sanitar deplorabil pe care l-are țara noastră, nu din cauza salariilor, pentru că salariile în România la medici acum nu sunt rele deloc. Vorbim de lipsa de tehnologie, vorbim de lipsa de siguranță, vorbim de lipsa de a oferi pacientului servicii de medicale de înaltă calitate, dar într-adevăr efortul pe care ei îl fac ca să compenseze imaginea negativă pe care o avem este de 3-4 ori mai mare decât o răfuială pe care doi români au într-o piață. E mult mai vizibil. Vă propun să urmărim o hartă. De fapt, avem o fotografie cu zonele în care sunt cei mai mulți români din lume. Dacă colegii din regie sunt pregătiți, iată, avem acolo Italia, 1.290.000 de români. Avem Spania, 673.000. Avem Germania, 657.000. Avem Israel cu 500.000. Statele Unite, 476.000. Ce mai avem acolo? Interesant, Brazilia, cu 200.000. Sunt distribuiți românii și în Europa, au plecat și nu au plecat și în state, iată și în Israel. E vreo logică în felul în care se desfășoară lucrurile? Sau fiecare și-a ales țara, a zis, aici vreau să ajung, ăsta este visul meu, am un prieten acolo, am pe cineva, vreau să fiu și eu acolo. Ciudat e că dacă mă uit pe harta pe care ați expus-o, nu văd Congo, nu văd Uganda, nu văd Papua Noua Guinee, văd deci, în schimb... Deci nu mergem spre mai rău. Da. Asta măcar ar fi fost interesat să vedem dacă într-adevăr românii migrează și în aceste zone. Sunt doar câțiva care încearcă să se ascundă pe acolo de lege, dar nu asta este tema emisiunii. Într-adevăr, probabil au luat în considerare, în primul rând, cât de facil este să înveți o limbă străină, sau cât de mult au nevoie cei de acolo de munca românilor, pentru că în Italia și în Spania știm foarte bine că am populat și am asigurat meseriile din toate domeniile. Sunt inclusiv spitale care au cel puțin 10% din angajați români și nu doar, ca să vorbim de această categorie. În Germania este logic pentru că foarte mulți transilvăneni au origini săsești și atunci le-a fost mult mai ușor să meargă în această direcție. Iar în Israel suntem cunoscuți ca fiind dintre cele mai puternice comunități pe care Israelul le are. Sunt foarte mulți evrei care au origine română și care s-au stabilit în Israel. 80.000 de români pleacă din țara anual. 80.000. Pleacă definitiv? Pleacă. Pleacă din țară, părăsesc România. 80.000 de români. De ce se vorbește despre diaspora mai des în campanii electorale? Cred că este clar. De ce nu se fac eforturi ca în această perioadă sau în zi de zi acești români să fie opriți cumva, nu forțați să rămână în țară, dar pe căi sănătoase să spui, hai să facem ceva, hai să rămânem aici, să facem din țara aceasta, e frumoasă, toată lumea spune, România e frumoasă, suntem în topuri cu anumite zone din țara asta, avem mare, avem munte, avem tot ceea ce ne trebuie. De ce totuși, iată un oraș din România, anual, practic se mută în altă parte, în alte țări. Te rog, David. După cum am spus dumneavoastră, 80.000 pleacă anual. Motivul principal este unul economic, dar eu consider că și contextul social și cel politic este un factor destul de primar în motivarea oamenilor care pleacă. Statistica recentă, dacă nu mă înșel, dată de către profesorul meu de la facultate, chiar domnul Dumitru Sandu, spune că majoritatea oamenilor care migrează și care pleacă sunt alcătuiți din grupuri de tineri de vârstă între 18 și 26 de ani și majoritatea sunt cu nivelul de școală primar. Deci ei nu se duc acolo pentru o altfel de validare, ei se duc acolo pentru condiții mult mai bune ca la noi. Ce am putea să facem și ca să îi menținem în țară?
ar trebui un fel de reformă politică, dar din nou nu este subiectul despre care vorbim. De ce se vorbește în campaniile electorale este simplu logic, capital electoral. Asta este părerea mea. Votul este un proces emotiv, se creează emoție și se votează. Voi vedeți că ar trebui să facă ceva decidenții politici din țară ca să fie opriți acești tineri să nu mai plece? Sau adulți? Iată chiar și reformă completă a tot ce înseamnă sisteme sanitare, educaționale, sociale, bugetare, pe toate palierele. Pentru că cei care au plecat acolo s-au obișnuit cu un alt fel de standard de viață. Și să te întorci în România e ca și cum am plecat noi acum într-o țară bananieră, probabil. Ar fi unul dintre aspecte. Însă eu vreau să scot în evidență altceva. Într-adevăr, diaspora este un subiect extrem de fierbinte și ce mă bucură pe mine este că ei au reușit, cei din afară, să se folosească de arma pe care politicienii au îndreptat-o la televizor și anume să creeze presiuni mediatice, inclusiv politic. Aduceți-vă aminte de 10 august, un eveniment organizat de către diaspora și care și-au pus o amprentă destul de puternică în istoria României moderne în momentul de față și care va avea repercusiuni mai mult ca sigur și politice și sociale. Să nu uităm de faptul că presiunile pe care le fac prin prezența masivă la vot din afară, o lecție extrem de importantă pentru cei care sunt în România și care poate sunt greu de abordat pe subiectul acesta, se pot simți motivați, dar mai mult decât atâta, presiunea pe care o pot face la nivel politic poate să ne ajute și pe noi cei care am rămas în țară să beneficiem în viitor de un context social mult mai bun. Unii vin cu mai multe contraargumente și spun așa, ok, ai plecat de mai mulți ani, poate ești acolo cu familie, ai copii, ai un salariu decent, ai poate casa ta, te-ai realizat, ar spune, ai mai investit poate și în România, ți-ai făcut și aici când vii vacanță să ai unde să stai. E ușor, domnule, să vorbești când ai toate astea la îndemână. Îți merge bine, ești liniștit, ai un loc de muncă sigur, ai un venit substanțial. Da, poți să dai sfaturi de acolo, dar de ce nu vii aici să trăiești și tu aici, să vezi cum e viața în România? Ce ziceți? Ne referim la cei din diaspora, da? Cei nu, poate sunt cei care au decis să rămână aici și care gândesc așa. Față de cei nu mai veniți diaspora, voi da? De acolo să dați sfaturi, să decideți în țara asta, când voi oricum trăiți mult mai bine decât trăim noi aici, pentru că sunteți în Occident, noi suntem încă aici, spre răsărit. Mie nu mi se pare corect, pentru că o persoană care pleacă în afară pentru a munci, își asumă anumite chestii. Te duci într-o cultură nouă, nu cunoști absolut nimic, probabil nu vei cunoaște limba, deci ai nevoie de un an, doi de amortizare în care tu să te pui pe picioarele tale și să începi să mergi ușor, ușor. Apoi mai ai procesul de dezrădăcinare de către țară, pentru că aici ai familie, aici ai prieteni, aici ai crescut, ești legat, strâns de locul ăsta, fie social, fie economic, fie oricum. Deci, mi se pare că persoanele care sunt în diaspora au tot motivul să vrea o țară ca afară, ca să se poată întoarce. Mi se pare că ei au tot motivul și au tot dreptul să ceară așa ceva, pentru că ei au plecat, au avut curajul să plece de aici, să se ducă acolo, să se stabilească și probabil că ei vor cândva să vină înapoi. Da, eu cred că ar trebui să punem punctul pe ei la acest subiect și anume... Probabil ar trebui să învățăm o dată pentru totdeauna ca națiune că această mentalitate de automulțumire pe care noi o avem și de a nu lua lecții de la nimeni, altcineva, pentru că suntem cei mai buni, ar trebui să se sfârșească. Cei care sunt în afară au acces la un alt nivel de informație. Automat schimbul de cultură i-a maturizat, toate procesele pe care colegul meu le-a menționat i-au determinat să fie mult mai siguri pe ei înșiși, au adus extrem de mult și au făcut extrem de mult bine României prin faptul că au oferit o viziune asupra ceea ce înseamnă exteriorul, faptul că foarte mult din ce înseamnă tehnologia în momentul de față este adusă din exterior, în domeniul medical unde activez. Medici care au avut posibilitatea să participe la schimb de experiență în spitale din afară, unde au văzut săli de operații tehnologizate, unde au avut acces la echipamente extrem de performante, au venit în România și au impus managementului local ca să aducă acele tehnologii aici. Dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi întâmplat asta. Din punct de vedere educațional, la fel. Bibliotecile pe care le au marile universități din afară îți oferă
mult mai multe informații decât le avea din manuale care vin din comunism, care sunt opacizate, care prezintă o parte din adevăr și așa mai departe. Adică eu cred că trebuie să fim deschiși. Cum am spus și la început, migrația probabil este în sângele oamenilor, începând de la Avram și până când vom muri, probabil oamenii se vor tot mișca pe fața Pământului, de la stânga la dreapta și la dreapta la stânga. Așa că important este ca fiecare să-și găsească locul acolo unde îi spune inima că este locul lui. Gabriela? Da, eu cred că este o opinie total eronată cea pe care am formulat-o așa ipotetic, pentru că românii sunt români oriunde ar fi și e firesc să voteze pentru țara lor. Ca și cum aș spune că eu, dacă nu sunt din București, dar vin în București și stau aici, nu pot să aleg primarul pentru că nu sunt din București și n-am trăit aici toată viața. Da, am trăit în județul Vaslui și numai acolo aș putea să mă exprim opinia. Și se spune, dacă merg bucureștenii în Ardeal sau vin ardelenii în București, da, ce deci există în Vaslui votați? Nu are, da. Uite că nu prea se pare. Am venit toți aici, știi? Deci nu sunt absolut deloc de acord cu nici cu ideea, nici cu... N-are pur și simplu sens, n-are logică. Iar dacă ar fi să aducem un argument pentru toată teoria aceasta, sigur că toată treaba cu schimbul de experiență și faptul că e contact cu alte societăți este nu că doar benefică, dar pentru România, cred că în ultimii ani, și iarăși vreau doar să insist asupra faptului că eu nu sunt nici politolog, nu sunt nici sociolog, vorbesc doar din perspectiva unui antreprenor, a crescut extrem de mult. Da? Sunt câteva industrii care astăzi pun motorul economiei în funcțiune în România și cred că pentru asta ar trebui să fim extrem de recunoscători, dacă ar fi să ne uităm și la latura pozitivă. Da? Haideți să vedem că în seara aceasta avem prin telefon și un reprezentant al diasporei, tocmai din Spania. Aș vrea să știu dacă Richard ne aude. Dar sunt cu voi. Bună seara. Bună seara, bună seara, Richard. Mă bucur tare mult că ai acceptat și reușim să ne auzim pe această cale. Spune-ne cum privesc românii noștri din Spania țara de origine. E un privilegiu să fiu la emisiunea voastră. Urez cu plăcere. Nu știu dacă ți-au plăcut. Se aude bine, Marius? Haide, acum cred că este mai bine. Te auzim acum. Uite, mă simt prea împovărat, Marius, cu întrebarea pe care o faci, pentru că să mă pui ca reprezentant al tuturor românilor din Spania e o povară grea pentru mine, să voi încerca să fiu la înălțime. Românii din Spania, cu siguranță că privesc România ca țara lor. E adevărat că există o problemă mare pe care o experimentăm îndeosebi cei care avem mai mulți ani aici, poate 10, 15, 20 de ani. Apropo, de câți ani ești în Spania? Aproape 23. 23 de ani. Da, sunt, da, cu familia și problema asta spuneam, că eu cred că în inima românului există întotdeauna dorința de a se întoarce în țară. Românul, din firea lui, are un simțământ profund al proprietății. Mulți români când vin aici își cumpără casă, își cumpără apartamente, preferă să nu stea în chirie. Dar simțământul acesta al proprietății îl observăm și în munca pe care o depun aici și banii pe care îi trimit în țară. Pentru că acolo în țară, la rândul lor, își cumpără o casă sau și-o construiesc, se stabilesc. Și e curios fenomenul acesta pentru că se găsesc în două luni. Pe de o parte, când vin vacanțele de vară, ei nu vor spune mergem în România. Îndeosebi, fraza pe care o folosesc este mergem acasă. Totuși, când se duc acasă, mai ales când se duc cu copii, când se termină vacanța, spun mergem, ne întoarcem acasă. Așa că fenomenul acesta este ciudat, nu? Nu e scos. Percepția pe care eu am în limbă e că fenomenul casă, cămin, cu toate că anii trec, încă rămâne acolo. Problema cea mai mare pe care eu o văd aici te rog. Este că e adevărat că cei care au venit aici cu poate cu 40-50 de ani au o facilitate mult mai mare de a se gândi și într-adevăr de a pune în practică întoarcerea în țară. Însă cei care au venit ca și noi, poate mai tineri, care ne-am stabilit, care suntem cu copii, găsim această problemă pentru că copiii nu mai se simt români. Și atunci există un divorț între ceea ce inima noastră cere și
și ceea ce poate copiii care sunt crescuți aici, care sunt educați aici, cu toate că caut să transmiți limba română ca și cultura, totuși este un divorț pe care noi cei de aici îl experimentăm într-o formă care nu e ușoară, nu e ușoară de trăit. Acum, e un fenomen pe care de asemenea l-am experimentat în ce privește dorința românilor de a se întoarce. Am cunoscut de-a lungul acestor ani prieteni, am avut colegi care s-au întors, care aveau toate condițiile în țară, care aveau inclusiv un job, o slujbă, și după 2-3 ani de experiență de România nu au putut să se stabilească așa cum și-au dorit și s-au reîntors. Totuși, fiind reîntors aici, din nou, relându-și activitățile, se gândeau, poate data viitoare o să fie mai bine. Însă, credeți-mă, fenomenul pe care îl experimentăm aici nu este unul ușor, să spui. E o luptă pe care o avem, pentru că iubim România, credem că România poate să se schimbe și în mintea noastră este un viitor pentru România. Nu am scos deoparte. Poate, cum ați întrebat de diaspora și de politică și de întrebări, chiar faptul că în ultimele alegeri am observat o prezență atât de mare la alegeri, e și faptul acesta. Uite, România contează cu noi. Richard, important, da. Spune-mi, te rog, în opinia ta, și cu siguranță ai discutat cu prietenii tăi, cu oamenii pe care așa îi cunoști bine acolo în Spania, ce ar trebui să se întâmple în România pentru că la un moment dat românii noștri din Spania și din alte state ale Europei sau din lume să spună, gata, am decis, merg acasă? Da, una dintre... Deci, poate că ar fi bine să intrăm la întrebarea din ce cauză pleacă românii, nu? Pentru că atunci reușim să găsim răspunsul la ce ar trebui să facă România pentru ca românii să se întoarcă. Dar e posibil, te întrerup puțin, e posibil ca acele cauze care au constituit un motiv de plecare acum 20 de ani sau 23 de ani să nu mai fie aceleași astăzi în România? E posibil, dar să știți că, vedeți, e adevărat că noi ne speriem când auzim că sunt români care au aici 20 sau 30 de ani sau mulți ani, nu? Ne speriem și spunem, avem impresia de multe ori că aceasta înseamnă o rupere în așa fel încât nu mai ieși deloc cu țara. Însă noi românii care suntem aici, avem acolo familia. Foarte mulți români vin să lucreze 3-4 luni, 3-4 luni, se întorc în țară și practic cu... Mi se întâmplă un lucru interesant. Românii care lucrează în Spania, spre exemplu, la un atelier mecanic auto, în construcții, știți ce ascultă? Posturile de știri ale României. Deci sunt conectați la ce se întâmplă în țară. Da, 100%. Prin urmare, când unui român îi spui, stai puțin, că tu nu știi ce se întâmplă în țară. El, de fapt, e în țară. E un fenomen curios. Mulți români sunt mai patrioți decât cei din țară, pentru că tânjesc mai mult România. Și asta, bine, ca să răspund la întrebare, ce caută un român? Realizarea unui tram mai bun. S-a amintit puțin în emisiune sistemul sanitar, care într-adevăr lasă mult de dorit. Nu? O recunoaștere socială, concordanță cu pregătirea profesională, gradul de asigurare a securității personale, mă rog, și un viitor pentru copii. Se caută mult o ieșire, un viitor. Să știi că dacă copilul studiază, investește, are o oportunitate de muncă. Da, sunt multe cauzele. Richard, o ultimă întrebare pentru tine în seara aceasta. Dacă cineva este indecis în momentul acesta și nu știe ce să facă, să rămână în țară sau să plece într-o altă țară, în străinătate, ce ai recomanda? Păi, Marius, nu pune întrebări de astea așa grele. Este o întrebare care poate încuia discuția, dar o poate termina. Da. Dar da, te rog. Mă gândesc că în primul rând trebuie să fii, dacă vrei să pleci din țară, trebuie să ai o mare capacitate sau să ți-o dezvolți, o mare capacitate de adaptare, de flexibilitate și să știți că trebuie să fii capabil și dispus să faci multe sacrificii, pentru că ruperea de propriile tare rădăcini și începerea
unui nou stil de viață, o cultură diferită, implică un curaj destul de mare. Totuși, așa cum spun Marius, că eu consider că românii care sunt în țară, frații mei, prietenii mei, îi consider ca niște eroi. Pentru că nu este ușor să faci față la ceea ce vezi când vii în țară. Adică o siguranță pe care poate acolo nu ai față de ceea ce poți să ai peste hotare. Eu mă rog pentru țara mea, pentru România, și rog pe Dumnezeu să ocrotească poporul român și sper într-o Românie mai bună, o Românie care se poate să se dezvolte și să-și atingă visurile. Mulțumesc foarte mult! Salutări românilor din Spania și îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să intri cu noi direct. Cu drag, plăcere. Numai bine, sănătate. Mulțumim! Opinii. Mi se pare că vorbim foarte mult despre românii care pleacă, dar nu ne concentrăm foarte mult pe identificarea cauzelor principale pentru care pleacă. Hai să facem pasul acesta, să vedem punctual de ce pleacă românii în țară. Eu mă întorc la cele două categorii. Oamenii care pleacă pentru un trai mai bun, fix pentru un salariu mai bun, pentru un job mai bine plătit, în special în meseriile unde noi avem în continuare meseriași buni și pe care putem să-i exportăm și să-i dăm altor țări. Și apoi există oamenii care, să spunem, au un nivel de educație mare, sunt bine specializați, sunt bine pregătiți, care în general cred că pleacă din două motive. Unul, pentru un sistem sanitar, un sistem medical mai bun și pentru un sistem educațional mai bun. Astea sunt cele mai frecvente motive pe care eu cel puțin le-am auzit de la oamenii care au plecat până acum, care pleacă în perioada aceasta sau care vor să plece pe viitor, ori iau în calcul ideea de a trăi efectiv în altă țară. Deci nu vorbesc de schimburi de experiență, de a explora, de a sta un an, doi, trei într-o altă țară. Efectiv de a locui în altă parte. Uite, săptămâna trecută am fost în Cluj și am stat două zile acolo. Am văzut un oraș plin de viață, cu foarte mulți tineri și mă gândeam la IT-știi noștri de acolo. Ce i-ar putea determina să plece din Cluj? Exact asta. Exact ce ziceam mai devreme. Sistemul. Păi de ce? Sistemul. Pentru că în momentul în care ai un copil pe care vrei să-l tratezi și nu poți, în momentul în care îți duci părinții, nu știu, la spital și ce soliciți o internare și se spune că nu se poate să, sau mă rog, medicul face o solicitare către un alt spital și acolo pur și simplu din rea voință este refuzat deși există locuri libere, pentru că atunci când, nu știu, vrei să-ți duci copilul la grădiniță sau la școală, te lovești de tot felul de probleme, pentru că dacă vrem inovație în zona asta de educație, noi nu avem laboratoare pentru copii, pentru că și pentru că. Și oare, astea sunt. Oare în sistemele occidentale nu sunt probleme? Chiar lipsesc cu desăvârșire? Nu cred că este perfect nicăieri, dar cu siguranță e mai bine decât ce avem noi în România, cel puțin la nivel, dacă la nivel, din punctul de vedere al sistemului educațional, să spunem că suntem încă pe linia de plutire, cu siguranță din perspectiva sistemului medical mai avem destul de mult de lucru. Ovidiu? Eu nu cred că IT-știi sunt cel mai bun exemplu pe care îl putem lua. De ce da, sigur, n-ar trebui să ne uităm doar la categoria asta. E o industrie relativ nouă în România, foarte bine plătită, li se oferă extrem de multe... E relativ nouă față de alte industrii. Li se oferă foarte multe oportunități. Cele mai mari companii din afară vin și investesc aici pentru că găsesc tineri foarte bine pregătiți, creativi, cu idei extraordinar de implementat. Să nu uităm că cei mai buni hackeri au fost din România și au fost luați mai nou la NASA și la Pentagon ca să dezvolte acolo sisteme de autoapărare pentru americani. Dar să mă întorc la ce spunea colega mea, De ce nu cred că... Nici eu nu cred că în afară toate lucrurile sunt pozitive. Odată cu cele mai bune exemple din domeniul medical, educațional, instituțional, un aparat birocratic mult mai redus, din păcate avem de-a face și cu tot felul de idei importate care nu ne fac neapărat cinste și care se regăsesc și la noi. Acel libertinaj, acea promiscuitate, care din păcate în afară este la ordinea zilei, este importată și la noi și se simte. Da, dacă voi v-ați gândit să plecați din țară? Categoric. Ce hotărât. Categoric. Cine nu s-a gândit să plece din țară? Spune-mi, David, care e motivul?
Pur și simplu, că vrem să favorăm să leg de ce a spus colega cu IT-știi și de ce a spus Ovidiu cu IT-știi. Da, IT-știi nu o să plece, pentru că ei pot să lucreze remote, pot să lucreze de acasă, să câștige foarte bine. Eu am și să trebuie să fac o paranteză aici, cu permisiunea ta. Și anume, ok, hai să ne uităm nu doar la IT, hai să ne uităm la antreprenori, de exemplu. Câți antreprenori își mai deschid astăzi business-urile, apropo de categoriile acestea de pe care ziceam că nu pleacă în România? Urma să ating și subiectul acesta. Te rog, te rog, completează. Noul profil al migratorului român din 2017 este un nou trend în care pleacă oameni foarte educați, exact, cu salarii foarte bune, în țări străine. Dar de ce? Și au fost făcute câteva analize și în limita posibilităților s-a descoperit faptul că ei pleacă din simplu motiv că nu le mai convine contextul social, politic și cultural ce se regăsește în această țară. Da. Și este o logică pur și simplă. Eu fac atâția bani, contribui partea mea la stat, dar nu mi se oferă ce mi s-ar oferi în altă țară dacă aș contribui la fel. Așa că mi-au frumos bagajele și am plecat. O gândire pragmatică, spui tu. Eu am multe avantaje, le-am pus în balanță, în final păi mi-e mai bine așa. Este pragmatism într-un final, nu? Cred că mai devreme spunea colegul treaba asta. Dacă nu ai la final de lună, îți dă pe minus. Da, deci nu dă matematic, nu e vorba de... Dar chiar și dacă îți dă pe plus, la final de lună te gândești, băi, mai ales familiile tinere care urmează să aibă copii. Ei nu vor ca și copiilor să crească într-un context în care ei s-au chinuit. Ei vor ca și copiilor să crească într-un context în care să înflorească. Exact. Ai săturat să fie o generație de tranziție. Noi de 30 de ani încă tranzităm. Exact. Te gândești că mai trec în 30 de ani, ajungi la 60 de ani, ai tranzitat 60 de ani ca să ce? Să fii de bagiocura unui sistem politic? Dacă te îmbolnăvești, te duci într-un spital, nu primești atenția care ți se cuvine. Dacă îți dai copilul la școală, risc să fie bătut sau să vină acasă. Acum mai nou este acea activitate de bullying, care este la... Este a existat foarte... dintotdeauna, acum dori să pus un termen. Da, să zicem, așa este. Dacă vrei să mergi, de exemplu, la instituție publică să-ți plătești impozitele, ești luat peste picior de către oamenii care lucrează acolo, adică vorbim de lucruri care nu s-au schimbat și cred că greu se vor schimba în următorii 10 ani. Din nou vorbim de o perioadă de tranziție. Într-adevăr, unul care pleacă peste hotară și revine peste 10 ani în țară să zică, vai ce frumos, aveți și voi în București o clădire cu 12 etaje, vai ce frumos, aveți un mall. Adică, da, se văd ceva schimbări la noi, dar nu în ritmul în care ar trebui să se vadă. Adică, noi am fost undeva la nivelul Bulgariei. Dacă este să ne comparăm acum cu Bulgaria, care și ei au migrat destul de mult, la fel ca și noi, probabil, ei s-au dezvoltat mult mai bine decât s-au dezvoltat România. Doar 6% din cei plecați spun că nu vor să se întoarcă în țară, pe studii. Deci 6% spun, noi nu ne mai întoarcem, nu vrem să mai auzim de România. Cei mai mulți români totuși vor să se întoarcă în țară. Cum explicați? Eu înțeleg că este pe studii și sunt sociolog și îmi plac studiile, dar realitatea unde este? Exact. De ce nu adică 94, vorbim despre o cifră total mare. Adică 94% spun că s-ar întoarce. Păi de ce nu se întorc? Nu, unii sunt și nehotărâți. Da. Unii spun că mai așteaptă. Poate are legătură și este doar o presupunere și cu faptul că cei mai mulți oameni care sunt acum în continuare în diaspora sunt din primul val. Oamenii care au plecat în Italia, în Spania, în țările acestea mai apropiate de noi și a fost atunci un exod puternic, un val foarte mare de români care au plecat, care între timp și-au făcut familie acolo, dar au deja un rost, o comunitate, prieteni, sunt comunități de români care sunt extrem de bine închegate, evident că nu se mai întorcă și au făcut România lor acolo, peste hotare. Probabil că, și este iarăși o supoziție, probabil că cei care s-ar întoarce sunt cei care sunt plecați de ceva vreme și care încă sunt confuzi, nu știu dacă să revină sau nu. Dar ca să mă întorc la întrebarea de mai devreme, dacă eu, de pildă, aș pleca. Eu încă nu știu dacă aș pleca sau nu, pentru că n-am ieșit suficient. Deci, emisiunea asta este binevenită. Da, este. Eu și noi, ca familie, luăm în calcul acum ideea de a pleca din țară în străinătate. Dar nu cu gândul că vrem să rămânem acolo. Sau plecăm din România pentru că s-a schimbat optica. Dacă până acum că am fost... românii spuneau gata, plecăm și vreau să uit de țara aceasta pentru că e coruptă și s-au spus multe în seara aceasta aici, sau plec acum pentru că vreau să mă specializez, vreau să văd o altă cultură, vreau să cunosc alți oameni, dar nu vreau să rămân acolo. Stau un an, doi, după care revin în țară. Corupție și frustrare și probleme cred că sunt peste tot. Sigur că poate nu ca la noi, sau poate că la noi sunt mai multe decât în alte părți. Dar cred și aș insista foarte mult pe faptul că
la teorii și la dezbateri și la aruncat vina în partea altora sau în curtea altora, suntem foarte buni și cred că responsabilitatea este a fiecăruia dintre noi să schimbăm ceva. Și vorbesc aici de comunități minore. Avem probleme de educație, nu știu, socială în primul și în primul rând, de educație din asta, basic, civică, da, de bază, civică. Da, civică. Și atunci cred că acolo, pentru că problema pornește întotdeauna de la comunitate, de jos. Este imposibil să se rezolve tot doar la nivel de, nu știu, clasă politică sau mediul de business sau toate celelalte categorii care le vedem cumva mai cu putere, mai puternicite în direcția asta. După ce mergi și vezi ce este și în afară, poate că te mai gândești dacă vrei să rămâi acolo. Cu siguranță însă, din perspectiva, nu știu, a unei schimb de experiență sau să vezi pur și simplu cum este și acolo, e ceva. Ai face ce? Pasul acesta, da, spui. Da. Ovidiu? Eu probabil voi pleca în viitorul apropiat. Am avut ocazia să vizitez foarte multe țări în ultimii 10 ani, și din Europa și din afara Europei. Și în afara Europei ați pleca? Inclusiv în afara Europei aș pleca. Da. Am fost în Asia. Surprinzător, când vorbim de Asia, nu vorbim neapărat de sărăcie. Uite, eu acolo n-aș pleca. De exemplu, în Thailanda am văzut, cred că, cel mai spectaculos spital pe care l-am văzut vreodată în viața mea. Extrem de tehnologizat. Nu aveam impresia că sunt într-un spital. Era un opulență desăvârșită și niște servicii impecabile. La momentul în care ai intrat în spital, ai fost preluat, până la momentul externării, când totul era extrem de bine pus la punct. Dar nu vreau să vorbesc doar de partea medicală, deși aici pot să spun că sunt destul de bine înfipt. Ideea este că eu aș pleca din motive de civilizație. Eu cred că nouă ne va lua destul de mult timp să ne civilizăm ca și națiune. Încă ne luptăm cu manelizarea, adică suntem undeva la nivelul acesta de a ieși din structurile respective. Media promovează la greu, din păcate, acest fenomen. Nu la A7 TV. Nu la A7 TV, așa este. Însă, dacă ne uităm și la la noile generații de copii, la cei mai mici, din păcate și comportamentul lor este tot o preluare de la părinți, la marea parte dintre ei, și atunci stai să te gândești câte generații trebuie să treacă ca să schimbi puțin direcția. Mă gândeam că să am invitați în seara aceasta, invitați care să-i cheme pe români să vină acasă, dar voi stricați emisiunea. Haideți să vedem o declarație a domnului președinte Klaus Iohannis, o avem pregătită, e o declarație recentă de ieri, de Ziua României, apropo, la mulți ani pentru toți românii și din țară și din străinătate. Să ne dea Dumnezeu sănătate și să ne fie bine. Dacă colegii sunt pregătiți cu această declarație, vă invit să o urmărim. Unirea este sărbătoarea noastră a tuturor, indiferent de locul în care ne aflăm. Mi-aș dori ca românii care trăiesc astăzi în diferite zone ale globului să se reîntoarcă acasă. Să găsească aici o Românie funcțională, care să le ofere șansa unui viitor mai bun și care să le asigure un nivel de trai decent. La nivel politic, o abordare clară, tranșantă, aș vrea ca românii să se întoarcă acasă. Și să găsească o Românie, cum scrie acolo? Funcțională. Aș vrea și eu să găsesc această Românie funcțională. Eu sunt foarte supărat pe această declarație, pentru că domnul Iohannis are toate prerogativele în momentul de față să asigure acest lucru și sper ca în următoarea perioadă să o facă. Dacă nu este o contrazicere pe care o are, chiar dacă nu sunt om politic și nu discutăm politică la A7 TV, cred că ne influențează extrem de mult existența și viața socială și ar trebui să o și atingem. Dincolo de declarațiile politice pe care cineva le face, trebuie să-și asume responsabilitatea de plină și mai ales dacă are pârghile la îndemână, să facă în așa fel încât românilor din afară să le fie bine și aici și într-adevăr să se întoarcă. Și atunci poate nu vom pleca nici noi. Acum, după ultimele evoluții din zona politică, pare să că sunt toate pârghile la îndemână. În opinia voastră, a unor tineri care vreți să plecați din România, totuși insist. Am zis că nu, am zis că sau e posibil. E posibil. Ați luat în calcul, mă scuzați. Mă bat, ok. În situația aceasta, ce ați vrea să se întâmple în România ca domnul președinte să-și respecte promisiunea, să fie o Românie funcțională și românii să vină acasă? Cum visați voi România aceasta? Eu sunt provocat de întrebare, pentru că nici nu vreau să fiu scepticul emisiunii din seara aceasta sau cel care are tot timpul... Repet, e libertate la opinie. Da, corect. Eu mă îndoiesc că va face foarte mult în direcția aceasta. Nu sunt extrem de optimist.
Cred că e doar o declarație de imagine. Eu personal compar oarecum PNL-ul cu fostul PDL și cred că vor avea cumva același tip de comportament. Adică nu cred că vor schimba foarte mult. În primul rând, nu au în momentul de față toată puterea să facă lucrul acesta și în al doilea rând, nici nu cred că au intențiile. Până la urmă, trebuie să mănânce ei destul de mult acel an. Și dar Ovidiu, ești sceptic, spui că lucrurile vor merge ca înainte. Gabriel. Eu nu mă percep atât de mult la politică, dar ultima dată când am verificat... Dar fără a intra în detalii politice, că nu face politică aici... Ultima dată când am verificat, instituția prezidențială nu trebuie să facă mare lucru, știi? Așa că dacă voi aveți speranțe de genul ăsta, în afară de niște declarații politice și... Nu vorbim de faptul că acum are guvernul lui, nu? Da, mă rog. Și cu asta sunt sceptică, dar, repet... Te rog, ce va se întâmpla în România pentru ca românii să rămână aici, să nu mai plece? Cred că principalele mele probleme sunt în momentul de față cu tot ce înseamnă zona asta birocratică și cu susținerea antreprenorilor. Și am să mă refer fix, probabil fiecare o să vorbească din perspectiva lui. Dar am să vorbesc din perspectiva antreprenorului, mai ales a unui antreprenor la, nu știu dacă neapărat la început de drum, dar cu siguranță nu cu o corporație în spate, ci cu o întreprindere mică, mijlocie. Da? Deci cred că aici, dacă am putea să facem în așa fel încât balanța să încline totuși într-un mod echilibrat între companiile mari care, nu știu, își permit tot felul de taxe și așa mai departe și companiile mici. Dacă am gândit programe prin care să susținem oamenii să se dezvolte în direcția asta și tinerii care poate chiar au idei, au inovații, cred că ar fi mult mai bine. Și un singur lucru aș mai puncta, și anume că orice lucru pe care vrem să-l schimbăm trebuie să începem cu noi și cu comunitatea din jurul nostru. Nu cred că este doar responsabilitatea clasei politice, nu cred că este doar responsabilitatea instituțiilor de stat, cred că este responsabilitatea fiecăruia și până nu pune fiecare umăr, nu se întâmplă mari lucruri în așa seara este, asta. Dar până la urmă cineva trebuie să dea tonul. Dacă noi așteptăm unul de la altul să ne schimbăm, s-ar putea să nu știm cum ar trebui să ne schimbăm. Noi avem nevoie de un lider. Întotdeauna oamenii au fost focusați și au trebuit să se concentreze asupra unei persoane care a dat tonul. Adică dacă doar noi ne schimbăm în permanență, tot noi lăsăm de la noi și nu se întâmplă nimic din partea cealaltă, ajung să spui, bă, dar până când să fac eu chestia asta? Că m-am săturat. Dar liderul este ales de oameni și aici vin cu ideea mea despre cum ar trebui să se schimbe. Eu consider că educația, eu mă gândesc pe termen lung, deci pe termen scurt sunt perfect conștient că în 5, 6, 7 ani nu are ce să se întâmple. Deci putem observa. Și asta a fost problema României, că noi mereu am vrut schimbare pe termen scurt și N-are cine să ne ofere, pentru că nu se poate. Îi oferi guvernul unui partid 4 ani, 5 ani de zile, ce se poate schimba? Uitați-vă, hai să ne uităm la cei din Asia, la poporul chinezesc. 10 ani, 100 de ani, sunt o stropitură pentru ei, un strop de ploaie. Eu mă gândesc că educația este un pilon esențial în reforma aceasta a țării, pentru că dacă noi creștem și educăm viitoarele generații cu simțul acesta civic, or să fie capabile să-și alege lideri corespunzători și responsabili. Asta este părerea mea. Pentru că nivelul civic corelează direct cu performanța politică. A fost dovedită chestia asta și în Italia, a fost dovedită și în America. Cu cât un popor este mai civic, cu atât este mai performant politic. Sunt interconectate. Dacă noi reușim să facem populația mai civică, Eu, din experiența mea cu educația în această țară, este că eu nu țin minte când am făcut educație civică. Am făcut în clasa 3-a, 4-a, nu prea mai țin minte. Voi duceți discuția acum într-o direcție riscantă, care ține de structura nației noastre, structura poporului român. N-am spus niciodată, eram în mașină cu un domn, veneam spre București, l-am întâlnit, prima dată luasem la ocazie, și discutam noi mai multe lucruri, și natură politică, și socială, și diferite teme, și la un moment dat spune foarte hotărât, zice, tu ce vrei să faci pentru țara asta? Stăteam în coloană pe Valea Prahovei. Zice, dacă ai fi un patriot, dacă ai fi un om hotărât, tu, cu mine, cu alții, ne dăm jos din mașină, ne punem în mijlocul drumului și spunem așa, până nu se face autostradă aici, nu ne ducem de aici. Poate fi un semnal lașității faptul că nu reacționăm și mai degrabă fugim spre alte zone din lumea aceasta, căutând binele acolo, când am putea să ne-l facem noi aici? Eu cred că am început să reacționăm. Poate un pic am târziu, dar am început să reacționăm. Și sau gândiți-vă că am început să dăm tonul la reacții în ultima perioadă și să fim luați ca exemplu pe partea aceasta.
Problema e alta. Problema e generația mea, a voastră, cei care sunt tineri. Dacă vă uitați la sondajele de opinie, o să vedeți că numărul celor care au participat la a-și exprima opțiunea de vot sau a se implica este dezamăgitoare. Adică noi vrem educație. Punem accent pe lucrul acesta. Așteptăm la ceilalți să facă primul pas, dar generațiile noastre sunt extrem de lăsătoare și nu se implică. Nu vorbesc de cei care încearcă să facă ceva pe plan antreprenorial sau cei care încearcă să ducă ceva inovativ în partea de educație. Nu la acest aspect. Mă refer la procentul de 70% din tineri care sunt impasibili și care nu le pasă. Și atunci te gândești că sunt generația viitoare. Când noi ar trebui să dăm viitorii lideri, noi ar trebui să facem, să găsim mecanismele principale astfel încât să-i atragem înapoi acasă, dacă îi vrem acasă, și asta e altă întrebare, îi vrem acasă? Dacă îi vrem acasă pe cei care au plecat în afară și să-i păstrăm pe cei care probabil vor vrea să plece, printre care ne numărăm câțiva ieși din platou. Legat de antreprenoriat, ca să mă întorc la colega mea, și eu am încercat să cochetez cu această idee. Este un domeniu extrem de fragil în momentul de față. Legislația îți pune mai multe piedici. Dacă vrei să faci ceva pe cont propriu, trebuie să te lupți cu mari rechini. Tot ce înseamnă instituții de stat au deja calea bătută pentru anumite companii, pentru anumite persoane, pentru anumite mătuși, unchi și verișoare care oferă contracte cu statul și atunci tu trebuie să găsești întotdeauna scurtături sau căi, nu scurtături, căi extrem de laborioase ca să reușești să îți faci un contract cu cineva și acela destul de instabil pentru că legea este destul de problematică. Aș fi curios să aflu de la voi, din discuțiile pe care le aveți cu cei plecați din țară, că bănuiesc că aveți prieteni, cunoștințe, cred că orice român are și prin alianță, o rudă sau un prieten care sunt plecați din țară. Ce mesaje vă transmit? Haideți că e bine sau vă spun stai mai bine acolo că și în România lucrurile încep să meargă bine? Eu am întâmplarea face ca să am un prieten foarte, foarte bun care a plecat cu familia în Arizona, în state. Și l-am vizitat recent, vara asta, am trecut prin vizită pe acolo și el mi-a zis că nu s-ar întoarce niciodată în țară. Nu se regăsește în țara respectivă, acolo are business, este de vârstă cu mine, are un business care îi merge, face bani, a zis că nu s-ar întoarce în țară, s-ar întoarce doar ca să o vadă. Atât. Un alt exemplu, sunt doi prieteni tot de-ai mei care au fost plecați în Anglia, timp de 3 sau 4 ani de zile. S-au dus acolo, au făcut bani, au venit înapoi. Discut cu ei, vorbesc deschis și am fost pură curiozitate. De ce v-ați întors? Pentru familie. Dar ei planifică anul viitor sau peste 2 ani să se întoarcă. Un alt exod de timp de 4-5 ani. Pentru că ei mi-au spus exact așa. Băi, David, eu am reușit acolo în 4 ani de zile, ce n-aș putea să reușesc aici în 15? Din punct de vedere economic. Atât. Gabriela? Eu trăiesc între două lumi. Este pe de o parte familia, cei din familie, care, mă rog, unchi, mătuși, verișori care au plecat și sunt în continuare în străinătate și sunt acolo din simplu motiv că vor să strângă niște bani și apoi să revină, să strângă niște bani, să realizeze după aceea niște lucruri în țară, fiecare cu ce obiective are, o casă, o mașină, un apartament, în funcție de ce ținte au. Și apoi există prietenii, apropiații, partenerii, oamenii de business cu care interacționăm, care sunt plecați în afară, dar care nu militează neapărat înspre sau pentru ideea de a pleca acolo pentru că e mai bine sau pentru că în România nu ar fi suficient de bine. Pentru că, repet, dacă lucrezi în anumite industrii sau în anumite domenii, cred că inclusiv în domeniul medical, ai o viață chiar foarte bună în România și în orașe mari și în orașe mici. Deci nu ne încurajează neapărat să plecăm acolo cu ideea că, mă rog, să rămâi acolo, dar ne încurajează să plecăm acolo ca să ne schimbe perspectiva sau ca să ne schimbe viziunea sau ca să gândim puțin diferit. Cel puțin în domeniul ăsta al antreprenoriatului, al business-ului în tehnologie, unde chiar nu prea mai ai granițe, adică spațiul nu mai e o barieră, chiar nu mai este. Și atunci tot ce ne lipsește este motivația, viziunea, încrederea și credința că se poate și că se poate mai mult și chiar prin mijloace mai facile. Însă dacă este vreun lucru de care să se lovească și ei și să ne lovim și noi, în mod, cum să spun, frecvent și extrem de un impact extrem de mare, este pe de o parte toată zona de birocrație, care de foarte multe ori, inclusiv pe noi, ca o companie mică, ne împiedică să reușim să lucrăm cu alte companii din afară.
Și asta se întâmplă la, în cazul meu la scară mică, dar în cazul corporațiilor, în cazul companiilor mai mari de tehnologie, la o scară extrem de mare. Și al doilea motiv este sistemul medical. Adică eu cele mai multe plângeri sau motive pentru care oamenii au plecat într-adevăr în afară au legătură cu sistemul medical și nu din perspectiva că nu există medici buni sau că nu există profesioniști, specialiști, ci efectiv că nu... Da, infrastructura și... și efectiv condițiile. Ovidiu? Toți prietenii care i-am în afară îmi spun să plec să plec cât mai convins. Repede, exact. Sunt convins de mulți ani fără să-mi spună ei. N-am făcut asta din alte motive. Într-adevăr, nimeni din cei pe care îi cunosc eu nu ar dori să se întoarcă în țară. Toți care s-au stabilit și-au creat acolo un mediu al lor, un sistem de valori, prieteni, familie, consideră ca fiind a doua casă, exact cum spunea colegul din Spania, că nu știe exact unde spui casa, acolo sau aici, până la urmă ambele variante sunt valabile. Dar cunosc și persoane dragi mie și apropiate care au fost plecate în afară, care poate au avut un eșec profesional și au trebuit să reîntoarcă în România, au găsit o profesie care îi avantajează mai mult aici decât acolo și atunci, dacă ne uităm, tot contextul economic a fost favorabil lor în România decât în afară. Situațiile pot fi diverse. Mai mult ca sigur, cred că fiecare dintre noi are un drum pe care trebuie să meargă și până la urmă vom merge acolo unde vom simți cu adevărat că este casa noastră. Studiul MKOR, realizat pe comunitățile de români din diaspora și publicat de wallstreet.ro, intitulat Nicăieri nu-i ca acasă, scoate în evidență câteva lucruri și la întrebarea când vă gândiți la România, ce vă vine în minte, sunt următoarele răspunsuri. Acasă, 23%. Natură, 23%. Familie, 21%. Tradiții și port național, 14%. Copilărie, nostalgie, dor, 9%. Mâncare bună, 9%. Prieteni, 4%. Oameni și spiritualitate, 2%. Sentimente negative, 10%. Deci oamenii ăștia au plecat cu o traumă din țară, au sentimente negative și când se gândesc la România nici nu vor să 10% dintre cei plecați. Enorm. Ai, mie nu mi se pare așa. Mie nu mi se pare așa. Nu mi se pare mult. Nu, având nu. În vedere 400 că dacă... de mii de oameni dacă ne uităm România... La... Eu cred că au plecat cu, durere. Dacă ne uităm la lucruri de care le, nu știu, le este dor sau motivele care, nu știu, îi fac să se gândească la România. Deci au plecat cu durere, cu dor. N-au exact, trauma aia poate fi subiectivă, poate fi da. O traumă de dezgust sau o traumă de... Dar de obicei treci peste ea, te-ai adaptat acolo, te mai gândești la ai tăi. Dacă trec ani și încă tu porți în suflet și spui, nu mai vreau să aud de România. Da, poate este o reacție fix la ce se întâmplă acum din punct de vedere politic, pentru că am trecut printr-o sumedenie de schimbări și de lucruri care ne-au dezbinat până la urmă așa ca societate, deși senzația mea a fost în ultima perioadă că suntem parcă mai uniți decât, oricând sau decât cel puțin acum câțiva ani. Cred că ăsta este singurul motiv. Și la o altă întrebare, ce simți când întâlnești o marcă românească în afara țării? Mândrie 67%, bucurie 59%, uimire 18%, indiferență 2%, scepticism 1%. Românii se bucură când întâlnesc alți români în străinătate. Eu mă bucur când întâlnesc altă mașină din București prin țară. La modul, dacă aș vedea ceva de acasă, aș fi fericit oricum. Am fost la un târg medical în Germania în urmă cu 2 săptămâni și în călătoria din Köln spre Düsseldorf am văzut un magazin cu drapelul românesc Ardealul și avea în geam pufuleți de la Gusto. Da, sunt deja magazine deschise acolo. Da, foarte multe magazine. Puternice și în Italia și în Spania. Eu am fost anul ăsta în Washington și am fost cam singur vreo 2 luni de zile, nu prea cunoșteam pe nimeni. Și într-o zi m-am dus la întâmplare, la plimbare prin oraș și am văzut că era un eveniment din acesta cu local cuisine, cu mâncare din toate părțile lumii. Și era și un cort cu România. Și am zis, băi, hai să vedem dacă sunt români. Eu am crezut că sunt american, că gătesc. Și erau români acolo. Și m-am simțit, pentru o secundă, chiar m-am simțit băgat așa puțin în seamă. M-am simțit un pic mai fericit. Ce mi se pare mie curios și nu știu dacă este neapărat un caz izolat, dar cu toți prietenii care am discutat, am întrebat de comunitățile de români din zonele unde locuiesc ei.
și niciunul dintre ei nu le frecventează sau nu le mai frecventează. Ei, aici e o altă chestiune delicată. I-am întrebat de ce, puțin în de ce nu mai frecventați această comunitate de români și au spus pentru că noi nu suntem, când ne adunăm la oaltă, ne adunăm fie să bârfim, fie să ne lovim cât se poate de mult unul pe celălalt. Adică e destul de dezbinate și atunci încearcă să facă niște activități culturale încropite, dar nu întotdeauna le iese. Și ei nu se simt fericiți împreună cu românii, ei se simt fericiți împreună cu ceilalți. Cel puțin cei care sunt din categoria prietenilor mei. Poate sunt și alte puncte de vedere. Dar eu asta cunosc în momentul de față. Și aveți totală dreptate, pentru că am zis, un factor economic este cel principal pentru care pleacă românii, dar alt factor este contextul social. Și la noi cea mai mare problemă pentru oamenii care nu vor să se întoarcă este lipsa de încredere. Și în oameni și în sistem. Dar suntem niște oameni triști. Duceți-vă la metrou și uitați-vă la peron. Avut un șoc. Toată lumea este îmbrăcată în negru sau în maro. Nu vezi un petic de culoare. Nu contează asta. Oamenii nu zâmbesc. Dar spune ceva despre, despre sufletul lor. Eu am avut un șoc și mereu am un șoc când mă duc în vest că oamenii zâmbesc pe stradă. Și mergeam pe stradă și îmi zâmbeau oamenii și eram gen, de ce zâmbește omul ăsta la mine? Și apoi după câteva zile te acomodezi și zâmbești înapoi la oameni. Și apoi vii acasă și zâmbește așa poate involuntar la oameni pe stradă și ai impresia că te-au la bataie. Poate așteptăm și noi ca alții să ne zâmbească. Eu am experimentat, vin săptămânal în București, locuiesc în Brașov, un oraș mai liniștit, așa, și merg prin București cu mașina și au fost situații în care am cedat, am oferit posibilitatea să... Și oamenii erau uimiți, se uitau în ochii mei și le zâmbeam. Și nu le venea să creadă, domnule, cum dai tu voie să iau înaintea ta? Cum mă lași? Deci, probabil asta e o chestie de București. Și am fost mai erau niște experimente sociale făcute de studenți undeva la gurile de metrou, pancarde cu îmbrățișează-mă sau ceva de genul acesta. În România oamenii sunt destul de timizi să facă primul pas. În afară, dacă vezi pe cineva cu o pancardă de genul acesta, o să vezi foarte mulți care zâmbesc, care se iau în brațe, care, mă rog, comportamentele într-adevăr sunt sociale și... Haideți să vedem câteva reacții de la cei care ne urmăresc. Sunt foarte interesante. Ia o să vedeți. Ia să vedem. Rodica Pavel, este ultimul mesaj care a susținut către noi. Ne lăsați o mare dezamăgire, adică România e condusă mereu de rechini. Pe de altă parte, numiți eroi pe românii din țară că au făcut față, că au trăit în România. Trist, cum se vede, ne îndemna să plecăm toți, iar cei de afară să nu se mai întoarcă. Hai să lăsăm pământul României să-l înghită rechinii. Nu o să mai avem țara, vom fi ca și curzii, oameni fără țară. Oricum, poți să te integrezi cu greutate în orice țară, dar mereu o să fii străin pentru ei. Succes România, spune Rodica. Emi ne scrie, cu siguranță mulți români nu se mai întorc. Alfred, închipuiți-vă, dacă 5 milioane de români s-ar întoarce, nu există infrastructură la ora asta care să-i cuprindă sau să încadreze undeva cumva. Și se blochează, sigur. Se blochează drumuri absolut tot, dacă ei ar trebui să se întoarcă. Da. Unde-i punem? Edwin ne spune, bună seara din zona Nuremberg. Bun subiectul și de actualitate. Mulțumim, Edwin. Rodica a mai intervenit și ne-a scris, mulți am zis, stăm un an, doi, realitatea e că ne-am obligat să stăm 20 de ani. Sigur, nu a fost ușor. Am dorit să ne întoarcem noi cei în vârstă, dar ne dorim să un sistem de sănătate ca cel de afară administrație să fie la fel cu respect. Vă urmărim din Atlanta, vă urmărim din Anglia, cinste și vastruiului, că tare e ponegrit, da? Acolo sunt mulți oameni vrednici, așa este. Motivul pentru care pleacă românii în Europa, țările economic care sunt puternice în vederea economică au nevoie de mână de lucru ieftină. E politica lor să țină alte țări slab dezvoltate și oamenii să emigreze. Cei care pleacă pentru că vor. Nu știu asta cu mâna de lucru ieftină, pentru că apropo de vietnamezi, și nu prea mai este. Pentru ei este ieftină? Asta spun, că noi deja nu ne mai permitem meseriași români să-i luăm din afară și să-i aducem în România, că mai scump. Și sunt companii foarte mari care pleacă din România către țările din Asia. Eu, în calitate de director de departament, sunt pus în situația să recrutez.
Mi-e foarte greu de multe ori să fac o selecție de personal, pentru că mulți care se prezintă la interviuri sunt extrem de slab pregătiți din punct de vedere profesional, dar cu pretenții financiare foarte ridicate, mai ridicate decât au oameni cu experiență din domeniu. Și atunci asta este, întrebi oare acesta este nivelul pe care îl cere piața în momentul de față și cum reușești tu ca și companie sau ca departament să reușești să-ți bugetezi o sumă astfel încât să fii competitiv, da? Nu despre asta este vorba. Cum reușești ca o companie mică să fii competitiv? Am transmis ideea că este o țară plină de rechini, nu cred că asta a fost ideea noastră. Noi doar am vrut să scoatem în evidență faptul că așteptăm mai mult de la clasa politică și sperăm ca cei care fac parte din tinerele generații să se ridice astfel încât să ofere un alt fel de suflu și altfel de viziune românilor și din afară și din afara ei. Iar ideea mea este simplă, nu e un lucru greșit să se plece, e important să se întoarcă, să se ia ce e bun de acolo, pentru că altfel, cum am vrea să ne schimbăm în bine, dacă nu știm cum, dacă nu vedem cum. Deci, cumva asta este ideea. Eu nu-i condamn pe cei care pleacă, nu-i condamn nici pe cei care nu pleacă, cred că este o alegere extrem de personală. Trebuie să vedem cauzele și care sunt categoriile de oameni care pleacă. Nu pretindem că avem adevărul absolut în seara aceasta și că avem soluția ideală pentru. Dar este și foarte periculos să ne izolăm. Ideea că ne-am născut în România, trebuie să murim în România, nu mi se pare o idee foarte bună. Eu cred că ar trebui să... Nu, să mor aici, dar nu că trăiesc aici. Exact. Cum am spus și eu, că nu o să mor în București, că nu m-am născut în București. Te înțeleg. Ideea este că trebuie să fim deschiși la orice fel de oportunitate pe care o putem avea, pentru că accesul la o altă cultură, la o altă, la o altă societate ne poate maturiza sau putem să învățăm de la ei. Important este să luăm acele lucruri care ne pot ajuta și care ne sunt... de folos ca să putem să clădim o națiune mult mai sănătoasă. Și să ne întoarcem, cred că asta este extrem de important. Dacă vrem să construim ceva, poate că să nu renunțăm din prima. Apropo de ce povesteam mai devreme, o problemă a românilor cred că este și treaba asta cu asumarea și constanța. Unul, că nu suntem niște oameni asumați și că în general zicem multe, nu facem sau nu ne asumăm ce zicem. Și altă dată, că nu suntem constanți, adică renunțăm destul de ușor. Și asta poate că este o chestie care se aplică la cele mai mici. Se vede inclusiv în sport. Faptul că nu mai... Nu, de a reacționat pe Facebook și ne scrie așa, trăiesc în Germania de an bun și pot să spun cu cea mai mare sinceritate că ceea ce mă ține aici este doar situația financiară pe care mi-o oferă Germania. Inima mea va trage tot timpul către România. Eu cel mai tare am simțit asta, apropo de Asia, am fost acum, chiar acum o lună de zile, pentru prima dată am ieșit din Europa și am fost în Asia și am fost... Cred că prima dată în viața mea când am simțit un sentiment, nu că puternic, extrem de puternic, că îmi place România și că așa că la noi acasă nu mai e nicăieri, dar asta a fost strict impresia mea personală. Nu mi s-a întâmplat la fel cu alte țări din Europa. Steluța ne scrie că aveți emisiuni foarte bune, educative, vă mulțumim. Și un ultim mesaj, Gherasim nu ține de foame patriotismul, să ne convingă cei care ne conduc și cei care au pensii speciale. Da? Exact. Mult mai pragmatic acest mesaj. Suntem spre finalul emisiunii. Concluzii, ce sfat ați da cuiva care este indecis în momentul acesta? Întrebare pe care am pus-o și lui Richard, care locuiește în Spania. Depinde de motivație. Pur și simplu. Dacă vrei bani, n-am cum să iau o decizie pentru tine ca și individ, du-te și fă bani. Dar dacă vrei să ajuți și să schimbi ceva în țara asta, cel mai bine este să rămâi. Pentru că dacă pleacă toate valorile, vorba lui Ovidiu, rămâne rechini. Eu cred că dacă ești foarte bun, dedicat și consecvent în ceea ce faci, reușești să fii foarte bun în orice loc din lumea asta și preferabil ar fi să fii în România, cred că un motiv bun să pleci dacă vrei să cunoști, să experimentezi, să cunoști lumea efectiv, pentru că ăsta e motivul pentru care avem liberă circulație și putem să mergem oriunde pe globul acesta. Cred că un motiv greșit să pleci din înverșunare, din furie, din nervi, să pleci într-un moment din ăsta de, nu știu, tensiuni sociale sau tensiuni politice. Și în general cred că e bine să ne întoarcem, dar asta ține, este o alegere atât de subiectivă și atât de personală încât fiecare o poate justifica în moduri diferite. Eu cu siguranță aleg să mă întorc, pentru că momentan, până acum, nu m-am simțit nicăieri mai bine decât în România, dar asta nu înseamnă că nu voi pleca sau că nu voi vrea să cunosc lumea, pentru că mi se pare că e singura modalitate prin care pot să fac ceva mai bine. Mulțumesc! Eu cred că fiecare ar trebui să-și asculte inima, așa cum am mai spus mai devreme, și să considere că ce alege este cel mai bine pentru el. Nu pot da un sfat cuiva care nu știu ce motivație are.
Mulțumesc, sunt realmente emoționat în seara asta, cum spre final. Luminița ne scrie, vă urmărim din Portugalia, Elena din Firenze vă vedem, Nelu din Paris vă urmărim, vă urmăresc din Hull, UK, m-aș întoarce din tot sufletul, dar nu mă lasă buzunarul. Da, e emoționant să știi că sunt români peste tot în lume. Unii s-au adaptat foarte bine acolo, sunt mulțumiți de ceea ce experiența, ceea ce trăiesc, au comunități, prieteni. Alții trăiesc doar din motive financiare acolo și își doresc să se întoarcă acasă când au ocazia, probabil că vor face pasul acesta. Suntem în multe locuri în lumea asta, dar pe de altă parte, cred că ne unește totuși... Important e să fim români. Identitatea de român. Nu contează unde ești. Și dacă corectăm ceea ce s-a constituit un dezavantaj pentru noi de-a lungul timpului, lucrurile cred că pot să meargă mult mai bine în continuare. Mulțumesc mult! Mulțumesc Gabriela, mulțumesc David, mulțumesc Ovidiu. Apreciez prezența voastră și vă aștept și cu altă ocazie. Mulțumim! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Apreciem interesul dumneavoastră pentru ceea ce punem în dezbatere, dar mai mult decât interes, apreciem dorința de bine pe care o exprimați în comentarii, în atitudinea dumneavoastră și, de ce nu, în a face ca lumea aceasta în care trăim și societatea românească să fie o societate mai bună, cu noi, în primul rând, să fim niște oameni mai buni. O seară liniștită să aveți! Cu bine! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.